Adulții cu handicap grav vor avea un venit lunar egal cu salariul minim pe economie, astfel că indemnizația acordată în această lună va fi de 1.065 de lei. Ce ne puteți spune despre indemnizația pentru însoțitorii persoanelor? Da, cuantumul indemnizației pentru plata însoțitorilor la persoanele cu dizabilități gradul grav, începând cu 1 februarie, a crescut la 1.065 de lei. Având în vedere că s-a majorat salariul minim pe economie începând cu 1 februarie la 1450 de lei brut, deci fiecare însoțitor pentru persoana cu dizabilități va primi 1065 de lei, precum și asistentul personal al persoanei cu handicap grav. La nivelul județului Gurs sunt peste 3000 de persoane care vor beneficia de venituri mai mari începând cu luna februarie. Despre câte persoane vorbim la nivelul județului Gurs? La nivel județean avem în jur de 1700 de asistenți personali și 1500 de însoțitori pentru persoane cu dizabilități gradul grav. Indemnizațiile pentru persoanele cu handicap nu mai fuseseră majorate de mai bine de 6 ani.